Așa că, da, Mario, dacă e prezent aici, el își face intrarea în modul cel mai emoțional. Salutare, salutare. Așa este. Ceva timp mai avut un cumva? Da. Ia, lasă. Ia să vedem, mă. Ce temă? Mi-a dat temă. S1, S2. Niște sume acolo. Ia să vedem, mă. Ce S1 era așa? S1, de calculat, S1 S. Un egal cu 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11 minus 12 plus și așa mai departe, tot așa pe 9 și plus în sfârșit 27 minus 21 minus 22 21 minus 22 și plus 50. Asta a fost, da. Ia să vedem cum ai gândit tu. Deci avem de calculat suma asta. 5 minus 6 plus 7 minus 8 plus 9 minus 10 plus 11 minus 12 plus 21 minus 22 plus 50. Zi-mi, ideile tale. Am adunat cele cu plus și cele cu minus le-am adunat. Bun, bă, excelent. Deci aici nu poți să vezi ce sunt lucrurile pozitive toate, pentru că în ordine asta nu te-ai fi putut descurca. 5 minus 6 nu poți face, nu? Deci e egal cu 5 plus 7 plus 9 plus 11 plus 13 plus 15 așa. Plus 17 plus 19 plus 21 plus 50. Asta e. Și minus. Minus 6 minus 8 minus 10 minus 12 minus 14 minus 16 minus 18 minus 20 și plus 50, da? Și plus 50. A, da, 50 l-am pus aici, ce e urmă asta? Atât. Egal. Și minus 22. Uite că mai este aici. Minus 22 e ultimul. Nu bine? E bine. Vă spune plus. Ei, plusul la 21, dar în față aici era minus 22. Da? Zi-mi idei. Te-am dat să vă lasă. Poate. Mi-ai pus pe toate unele zboate, da? Și ai muncit așa, cu te doi. Le-am adunat cu cele cu plus, mi-au rezultat dumneavoastră 167. Bun. Și celălaltul cu minus? 126. Deci ai făcut câte? 100? Hai să vezi eu. 120. Și 167. 167. Deci nu sunt 100? Da. 127. 126. Și la scădere îți dă ție aici cât? 41. Bă, ai muncit un pic, hai să vorbim direct, da? Adunarea asta, ca să o faci aici, ți-o luat o rapidă. Da. Băi, dar fii atent, tu nu te-ai gândit la o șmecherie. S-ar gândi 5 cu 21. Și cât se face? 26. Am vorbit 7 cu 19. Și cât îți face restul? 26. 100. De-aia 26. Și pe urmă, pe 9 cu 7, 10? 26. Și pe 11 cu 15? 26. Și vezi cât de-aia de 26. Adică să muncești tu așa greu, mă, și tătași. 4 de-aia pe 26. De ce? 4 de-aia 26. Adică ai fost 26 plus 26 plus 26 plus 26 de 4 ori, așa? De 4? Nu-s 4. 1, 2, 3, 4. Și plus, rămâne asta din mijloc trist. Plus 17. Și mai rămâne și 50. 20. Da? Și face cât? Ca să te vede. Vedem rău dacă tu ai făcut de la... Cât de mult? 26. Am făcut 6 ori 4, 26. Dacă nu suntem siguri, mai să facem așa. 26 cu 26? 26 cu 26, 52. 52 face, foarte bine. Dar aici ce cât face? 52. Tot 52. 52 cu 52? 104. 104. Vezi că am adunat 104.
Acum 17,50? 17,50 ne va da 607. 67. 67. Atât din 140 plus 67 și face? Face 167. 100? Da, cred că nu face 167. Asta face 74 la unități. Și ai scăpat ceva. Dar eu ce-am făcut acum? Eu am făcut pe șmecherii. Da? Deci pe șmecherii, asta înseamnă calculul le faci de nou și faci 171. Da? 171. Ei! Hai să facem tot pe șmecherii și scăderea aceea. Adică aș să le pe toate alea cu minus 6, plus 8, plus 10, plus 12, plus 14, plus 16, plus 18, plus 20, plus 22, da? 18 plus 20 plus 22, da. Și astfel de te face. Eu am făcut 126. Așa am făcut la tine. Dă-ți de la mine, acum. O vezi? Se începe la un doi? Da. Iar îmi vine greu să le adună așa. Foarte. Pune așa la lucru. Primul gătim? Ia să-ți dau o face. 28. Al doilea cu... pe 28. Asta? 28. Ba nu, 30. Cum am? 10 și cu 18. 28. 12 și cu 16. 28. Câte de astea de 28? 4. 4. Deci vin 28 plus 28 plus 28 plus 28 de 4 ori. Și plus 14, care stă trist. El nu să, nimeni nu vrea să facă echipă. Deci plus 14 astea. Și face câte astea de 28 plus 28? Așteptați, am făcut 4. Deodată? Da, păi 34, 36. 36. De aia, când te mai pui la punct, adică 8 plus 8 plus 8 plus 8 de 4 ori, nu? Ia să vedem. 8 plus 8 plus 8 plus 8. 8 și 8 te face. 8 și 8 te face? 8 și 8, 16. Și cu ăsta ia 16. 16 și 16? 32. 32. 32. E 6, 6, 12, 32. Deci de 4 ori de 8? 4 ori, nu? E dar cu 32. Asta e mă. 32. Deci dacă te încurci... 20. Așa. Și câți dea de 20? 4 plus 80. Deci plus 80. Deci 80 și cu 32 face... 118. Da. Eu sunt mai și eu mă întâlnesc. 12 cu 6? Păi 12 cu 0 aici. 12 cu 0, 110. Da. 112. 112. Oh. Și la 112 mai punem pe 14. Ce? Plus 14. Ce? Și face? 4 și cu 2. Ce? 4 și cu 2. 40 cu 2, 6. Da. Și... 2. 126. Asta o fers perfect. 126. Da. Da? Bun. Deci acum o să fac planificatul ce? Și să fie 171 minus 126, care îmi dă cât? Ia să vedem. 41. Mai este tot 41. 6 din 11? 6 din 1 se poate. Cum? Iau omul. O 10. 10. Da, 10, 10 minus 6, 4 cu 1, 5. Perfect.
și-au rămas 6, că e un 6 minus 2. 4. 4. Și 1 minus 1. 45. Deci a spus corect 45. Da, deci a spus corect este 45. Poate am greșit eu. Nu crezi că ar fi mai bine să mă repet, să repet calculul? Că știi, la noi se și filmează și ne-am făcut. Da. Îmi facem de râs dacă... Da. Dacă e greșit. Cum ai făcut toată asta, trebuie să fie bine și o să fie, să fie greșit. Hai să vedem. Cum am zis, 5 cu 21, 26. Da? 7 și cu 19, 26, 26, 26, câți de 26? Sunt 4 echipe. 26, 26, 26, 26. Și plus, plus 7. Am greșit, mă. Plus 13, că ăsta e trist. Vezi? Deci m-a lăsat să greșesc. Păi, tu ești foarte atent. Vedeți, eu am fost neatent, aici am spus 17. Deci plus 13, că ăsta este cel trist care a rămas. Și cum ai făcut a fost bun acasă. Deci noi acum am dat 171, dar tu ai zis 167. Ăla a fost răspunsul corect. E corect și la... Și acum îmi dai voie să mă modific. Și la mine, deci îmi dai și mie voie să modific, da. Am greșit, da? Da. Păi și altă dată ce oameni sunt greșit. 160. Și-a zis că dumneavoastră. Ai zis că am niște mine. Da. Păi ce facem noi? Ce facem noi? Trebuie să controlăm liniște. Da. 167 minus 126 și ai zis că faci 41, parcă, nu? Și așa este. Da, 41. Ai văzut ce înseamnă să te întorci o dată în exercițiu? Deci, odată ce m-am făcut, m-am uitat în cu, m-am zis, bă, dacă tu ai făcut bine acasă, mi-a zis eu. Eu am făcut. Ai făcut bine, sigur. Eu nu am făcut acasă. Dar cum ai făcut-o? Nu știu eu. Eu am făcut la dumneavoastră. La mine ai făcut. Da, când te făceați cu clasă. Am înțeles că ai făcut de așa, de aici ieșiți-le astea. Bravo. Încă o dată. Când am făcut un exercițiu, încercăm să nu mai revedem o dată, să nu fie vreo greșeală în el. Știi? Cum a fost la mine. Da. Și trebuie să facem corecția, să corectăm, că altfel o să duce greșeală. Deci eu m-am uitat la 17, să dar este fel să se consumat, că l-am luat pe 17 cu cine în echipă? Cu 9. Mm. Și singurul 11 cu 15 și 13 nu se singur. Da. Asta e. Eu am făcut altcumva, le-am adunat. Tu ai pus pe patru răzbalte și ai fost foarte atent. Le-am adunat pe toate și am găsit rândul totul. Corect, foarte bine. Dar și șmecherea să face? Da. Asta când s-a adunat primul cu ultimul acolo, toată chestia aceea. Foarte bine. Bun, hai să vedem mai încă unul. Sunt mai multe. Aproape da. Cred că tu ai făcut atât de corect, încât nici nu vine să mai te plăcut. Am două. Mai două, da. Două cu... Ia să vedem ce sunt. Mame. Aha, facem altceva, da? Perfect. Da. Te rog. Ce? Ce? Ce vrei cu 13 bile și cu 3 camere și cu 5. Deci, e vorba de 13 bile care au în componență 3 camere și 5 camere. Da, dar fără de camere 65. Și ai dat un număr de 65 camere. Întrebarea este, câte bile sunt de 3 și câte bile sunt cu 5. Deci întrebarea este câte bile sunt cu 3 și câte bile sunt cu 5. Câte sunt cu 3 și câte sunt cu 5. Cum ai gândit la problema asta, că să știi că acum eu sunt chiar în derută? Am făcut la maximul și minimul și am dat... Deci dacă toate bilele ar fi cu 13, dacă toate bilele cele 13 ar fi cu 3 camere, câte ar fi cu ori mine? Deci numărul minim
de camere, înseamnă 13, înseamnă 3 plus 3 plus 3 și mai departe, vreau de câte ori 3 ăsta, deci 13 ori. Cât am face? 3 plus 3 plus 3, vreau de 13 ori. Le numer? Așa. 41. Să nu cumva să fi greșit, mă. Nu, nu e greșit. Ați greșit, nu? Le-am numărat 3, 6, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 23, 21, 24. Când dacă la 1 mai pui 3, 24. Deci 24, 27, 30, 30 la 10. La 30 sunt 10. La 10 vine, câte da. 3? La 30. 30. Și mai încă 3. Da. 33, 36 și 39. Deci numărul de camere este 39. 39. Numărul minim. Numărul maxim. Este deci, numărați cu minim, nu? De camere. Va fi de 5. 5 plus 5 plus 5 de câte ori? Atât de 13 ori. Hai, vreau să mă ajut că eu până când număr de fapt de 65. 65, ai dreptate. Am schimbat număr de camere. Deci, 65. Am schimbat schimb numărul, da? Bine. Uite, că ne-am împărat. Deci, numărul maxim este de 65. Numărul minim 39. Da. Și tu ai dat un număr de camere cuprins între 39 și 39 și 65. Da. Bun. Acum. Cum facem mai care mai e 45 să acoperă mai mult. Se apropie mai mult. De 39. Așa că o să mergem cu câte 3 la toate, da? Da. Ia să vedem. Deci am una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, 11, 12, 13. Și le pun câte 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, și avea câte 3, și pun câte 3 la toate. Și cât am epuizat acum când îi pun câte 3? Am epuizat 39. Exact 39, sigur că da. Pe la 39 le-am consumat. De 95. Cum ați scos caz din 45 pe 39, să vezi cât îți mai rămâne? 6. 6, da. Deci, fac și eu calculul ăsta. 45 minus 39, egal 6 camere. Și pe aceste camere, 6 le pui ca să ajung la 5, cât îți mai trebuie la 3? 2. Le pun deasupra. 1, 2, 3. Și bine? Da. Și acum răspunsul e corect. Câte bile sunt cu 6? Cu 5? 5. Și câte bile sunt cu 5? Răspundem. Sunt 3 cu 5. Da, deci avem răspuns corect. 3 bile cu 5 camere. Și 10 camere cu 3. 10 bile cu 3 camere. 10 bile cu 3 camere. Deci, ești tare, foarte tare și mi-ai făcut o problemă corectă. Puteai să dai 46 de camere? Nu. De ce nu? Pentru că 5 cu 3 se împare. Deci, dacă te dai 46, rămâneau câte camere aici? Aici rămâneau 7. Și nu se împarte la câte 2, câte 2 se împarte? 2, 4, 6... Și 6 și cu 1, n-ai cum să faci. Deci, dacă te dai... Dar dacă era 4. Dar dacă te dai 8, ia să vedem dacă te dai 8. Deci, dacă te dai 47, atunci diferența este cât?
este de ăla e bun. 7, ar fi fost 7 camere, nu, 7, e bine, 8, 8. 48, e bine. Deci, 7 de una și cu 8, și cu una, nu. Deci e bine, nu? Atunci te-ai fi descurcat pentru că ai fi pus câte două, câte două, câte două. Aaa, trebuie să fie diferența între 3 și 5. Că tu, între 3 și 5 câte înseamnă? Două. Că tu mai pui câte două. Deci asta era important. Nu puteai să-mi dai 4-6, dar 4-7 merge, nu? Merge. Deci 4-6 nu merge, dar 4-7 merge. 4-8 nu merge, dar 4-9 merge. În concluzie... Dar 4-6 nu merge. De ce? Nu, mai nu merge, că ai zis bine. Nu merge. Dar 4-7 merge. Da. Și 4-49. Merge și 49. Și 51. 51, nu? Câte din 2? 53. 53. Foarte tare. Poți să faci probleme până te apropii de cât? De 65. 65. Asta. De dragilor, vedeți, poți să faci câte probleme vrei tu, da? În momentul de față. Lasă aceeași... nu. Vreau vile pentru data viitoare. Mai am una. Mai am una? Dă-mi și pe ce. Dă-mi și pe ce am. 53 de camere. 53 de camere. Camere. 53 de camere. Este la care e problema. Când am zis 51 merge, și merge și cu 53, mă. Da? Merge cu 53. Hai să vedem. În plus așa. Deci, practic, ce facem acum? Eu știu că dăm. Deci, gândim așa. Bună seara. Da. E prea bine, nu? Da. Deci, facem. Felul următor. Gândim așa. Deci, uitați cum gândim. Am pus câte trei, am epuizat câte trei și nouă, da? Da. Și acum scădem din cât? Din 53 de camere, avem la dispoziție, scădem pe 39 și face cât? Hai, bună, să crezi, te rog, dar să fac și eu. Am terminat, 53 minus 39, 12. Am 12, da? Și 2. E bine, așa fac 12 sau 14? Da. Ia nu-ți mai văd odată. I-am făcut. Ia vezi cu 53 minus 39. Cu 39? Nu, dar 53 este mai aproape de 65. A, tu te duci pe partea și alaltă. Deci, dar și mai fi pus 5 la toate. Nu, am pus 3 la 5 la toate. Ai pus 5 la toate și până la urmă, da? Da. Fac și eu așa, dar nu zici tu. Nu zici că ești, ești în formă mare. Nu știu să-mi gândesc. Îmi pare la șters. Am înțeles, presupui că ai pus. Am înțeles șmecheria. Și acum, din 5 scapi toate, din maxim, din 65 scapi pe 43. Da? Și faci cât din 65. 5 minus 3 și 4. Așa se face. 2. Și 2. 6 minus 4, 2. Am dat 53 de camere. 53. Da, da. 53. Corect, corect, corect. 53 de camere. 35. E cam 12. 12, ai dreptate. Și acum, 12? 2, 4, 6. Tai câte 2, da? Și la câte tai? 1, 2, 6. 6, 6, 6. Deci, practic, la 6 vine de tai, ăsta 2. Da, da. Atât, da. Și răspunsul corect. Răspunsul corect este? Răspuns. 6 camere cu 5. 6 camere. 7 camere cu 3. Cu 3. Da? 7, nu 6. 6, 6 camere. 6 camere. Vine, 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 vine. Cu 5 camere. Nu? Vine, sunt vine asta, da? Și 7 vine cu 3. 7 vine cu 3. Finalul este cu 3 camere. Camere.
finalul este că am rezolvat foarte corect această problemă. Suntem foarte fericiți. Așa, pentru data viitoare, îți rămâne compoziția nu cu 3 și 5, cu 3, cu 2 și 5. Cu 2 camere și 5. Da? Și îți dai 3 probleme. Ok. 3 probleme faci de probleme. Da? 3 probleme. Asta e compoziția. Și faci și suma asta. Este egal cu 9 minus 10 plus 11 minus 12 plus 13 minus 14 plus... Până cât? Plus... și așa mai departe. Și așa mai departe. Dar ultima echipă. Plus... să zicem... 39 minus 40. Și plus 50 egal suma asta, da? Și suma asta e făcută, da? Așa că ai aceste două chestiuni. Și ai zis câte probleme ți-a spus? Două parte, nu? Da. Două și cu suma asta e. A spus trei acolo. Trei, foarte bine. Da, trei, foarte bine. Așa dacă ne oprim aici, dragilor. La revedere, nu uite să dai share, să vă abonați la Prof Online. La revedere. Să faci și sinteza orelui. Sinteza orelui. Am făcut ce aici? Am făcut adunări. Și scădere. Cu trecerea. Cu trecerea peste orelui. Peste. Și am făcut, le-am grupat de acolo șmecherile, șmecherii la acolo. Șmecherii. Șmecherii scrieți? Da. Am făcut șmecherii, le-am schimbat acolo, ori de-a mea, dar fără cupus, șmecherii astea. El o să-i zic, nu se zice, nu se poate. El a greșit. Și am greșit eu. Am greșit, am recunoscut. Era 17 la 17 ca 17. Dar ai fost atent. Corect. Da, și am, din păcate, cu bun simț aflându-se el, a copiat și s-a lăsat păcălit de mine, păcălit. Eu am greșit și el a greșit, a corectat și el. Și când ne-am uitat încă o dată, eu am fost cel care a greșit, am recunoscut. Și el, 17 era grupa cu 9 și ne dădea 28. Deci, repede, înseamnă că trebuie să fii mai atent și mai că domnul profesor mai greșește niciodată. Mai greșește și atunci, de ce trebuie să fii foarte atent și să te ceri cu mine? Da. A zis, nu se poate, exact. Eu am făcut foarte bine. Exact, nu e așa? Da. Și ai argumente. Așa trebuie să fii foarte, foarte tare. E așa cum ai făcut acum. Eu o semnat, o greșit, profesor. O greșit, așa. Da, da. O greșit, tata. Hai de, mai scris tema? Da. Șmecherii și am mai făcut probleme prin metoda față ipoteză. Așa, scris tema. Metoda față ipoteză. Imperfect. Fă-ți numărul. La revedere, nu uitați like și share, abonați Prof Online. La revedere! La revedere.